Cultura de rapiță În acest material vom vorbi despre dăunătorii culturii de rapiță, în special despre gândacul păros, Epicometis hirta. Printre numeroșii dăunători ai rapiței, regăsim și gândacul păros, denumit Epicometis hirta. Este un dăunător polifag, preferă să consume polenul florilor, dar poate consuma întregul aparat reproductor inclusiv frunzele tinere ale plantelor. Gândacul păros are o singură generație pe an, iernează în sol ca adult și începe să apară în luna aprilie. Aprilie fiind perioada în care se semnalează cele mai multe atacuri, inclusiv în livezi, viță de vie, cultură mare sau horticultură. Adultul, după cum se poate observa în imagini, are aproximativ 10 mm-12 mm lungime culoarea închisă, negru, și prezintă peri care se pot observa cu ochiul liber, de unde a primit și denumirea Acești dăunători părăs. se pot observa în timpul zilei, pe vreme însorită și călduroasă, în partea superioară a plantelor de cultură. În cultura de rapiță, Epicometis hirta consumă florile și anumite cazuri, chiar și frunzele tinere. Atacul întotdeauna începe dinspre marginea solei către interior. Cel mai adesea fiind suficient ca sola să fie tratată doar pe contur, cu o singură lățime de met. Combaterea chimică a dăunătorului Epicometis Hirta este greoaie și anevoioasă, deoarece atacul acestuia coincide cu zborul albinelor. Nu există insecticide omologate pentru acest dăunător, dar două insecticide prietenoase cu albinele sunt Tau fluvalinat și acetamiprid din grupa neonicotinoidelor. Produsul Mavric conține 240 de grame pe litru de substanță activă tau fluvalinat și se poate aplica în doză de 0,2 litri pe hectar. Împotriva Melinghetes Atalia Ceutorincus. Produsul Mospilan conține 200 de grame pe kilogram substanța activă acetamiprid Aceeași substanță o găsiți și în produsul comercial Apis și puteți aplica mospilan în doză de 0,2 kg pe hectar. Produs Pentru comercial, combaterea dăunătorilor în cultura de în un general, se pot aplica următoarele produse. Lamdex și Karatezeon conțin lambda cihalotrin, sunt insecticide de contact. Decis conține deltametrin, Faster conține cipermetrin și ultimul, dar nu cel din urmă, cel mai complet pentru care și insecticid de contact, dar și insecticid sistemic din grupa neonicotinoidelor, produsul comercial Inazuma, care se poate aplica în doză de 200 de grame pe hectar. Dacă faceți tratamente în cultura de rapiță, nu uitați să anunțați apicultorii și să folosiți întotdeauna produse omologate pentru culturile dumneavoastră. Vă doresc recolte bogate. La revedere!